Electromiografia este o investigație care evaluează funcția, deci modul în care funcționează nervul periferic, mușchiul și conexiunea dintre nerv și mușchi, care se numește joncțiune neuromusculară. Nervul periferic este practic cablul care transmite informația, face legătura între măduva spinării și între piele cu care simțim, deci pentru sensibilitate, și mușchi cu care ne mișcăm, da, pentru motricitate. Electromiografia se recomandă atunci când medicul suspicionează o afectare a sistemului nervos periferic, despre care v-am spus mai devreme, sau a mușchiului, sau afectare a joncțiunii neuromusculare. Pacientul acuză în aceste cazuri amorțeli, furnicături, înțepături într-o anumită zonă a corpului, pe un anumit membru sau pe mai multe membre, la mâini, la picioare. Poate să acuze o scădere de forță, tot așa într-o mână sau într-un picior sau variate combinații. Poate să mai aibă o durere cu caracter neuropat, asta este de regulă durerea dintr-o lomboșciatică, e o durere care se distribuie în teritoriul unui nerv într-o anumită zonă cutanată și care, ca și durere, este o durere cu caracter de arsură, de înțepătură, de junghiuri, de curentare, e o durere foarte supărătoare. Se pot diagnostica mononeuropatii. Mononeuropatii înseamnă afectarea unui singur nerv. Acestea de obicei sunt mononeuropatii de entrapment. Entrapment înseamnă că nervul este comprimat la un anumit nivel, cum este sindromul de tunel carpian, da, în care nervul median este comprimat la nivelul tunelului carpian. Poate fi neuropatie de nervul ulnar, în două zone sau la nivelul cotului sau la nivelul mâinii, poate fi și la nivelul piciorului, neuropatie de nerv peroneal. Aceste mononeuropatii de obicei sunt prin presiune asupra nervului în zona respectivă. Mai pot fi diagnosticate polineuropatii. Polineuropatiile înseamnă că sunt afectați mai mulți nervi și aceasta apar de regulă în cauze generale care sensibilizează nervii. Pot fi diagnosticate radiculopatii. Radiculopatiile înseamnă afectarea nervului la ieșirea din coloană, cel mai frecvent întâlnite în hernii de disc, în lomboșciatică. Mai pot fi diagnosticate boli musculare, așa numitele miopatii, și bolile joncțiunii neuromusculare, cea mai frecvent întâlnită fiind miastenia gravis. Procedura are două părți. Obligatoriu la orice examinare se face partea de neurografie. Aceasta presupune montarea unor electrozi la nivelul tegumentelor în diferite zone și stimularea unui nerv, da, într-o altă zonă cu un curent. Se folosește un curent medical, care este un curent sigur de ordinul miliamperilor. Și practic se stimulează nervul într-o anumită zonă și cu electrozii înregistrez cum funcționează nervul în zona respectivă. Partea a doua, care nu este obligatorie chiar la orice examinare, sunt diagnostice care nu necesită examinarea cu ac, presupune introducerea unui ac în anumiți mușchi, depinde de zona afectată. Practic, medicul introduce acul în mușchiul relaxat, apoi o să-i ceară pacientului să facă și o contracție musculară în timp ce acul este în mușchi pentru a vedea cum funcționează mușchiul respectiv. În radiculopatii, de exemplu, este obligatorie examinarea cu ac sau miopatii când au suspiciune de boală musculară.